Bună dimineața! Astăzi discutăm despre longevitate, ce avem de făcut zilnic pentru a trăi mult și bine, cât contează genetica și cât factorii de risc de fapt, dar și de ce se spune cine n-are bunici să-și cumpere. Ne lămurește profesor dr. Gabriel Prada chiar acum. Așadar, domnule doctor, ne dați niște secrete pentru longevitate, cum să facem să trăim cât mai mult, dar și bine, desigur. Este un deziderat vechi, practic. Există și în basmele populare. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ce ține de noi? Ce putem face ca să trăim bine cât mai mult? Trebuie o abordare complexă. Se spune că este secretul tinereții fără bătrânețe, al longevității. Nu este un secret. Practic, trebuie o abordare multilaterală, multidimensională. Foarte important să nu uităm că mișcarea înseamnă viață. Deci, un exercițiu fizic constant, consecvent, făcut în fiecare zi, ne ajută să ne prelungim existența în condiții de sănătate. Un complex de elemente care trebuie avute în vedere. Cum spuneam, mișcarea, pe urmă evitarea poluanților pe cât posibil, evident. Pe urmă o alimentație adecvată fiecare persoană, care să fie corelată și cu efortul fizic și cu stilul de viață. Deci sunt chestiuni foarte complexe, nu putem să spunem că este o rețetă pentru singur, ca și cum ai lua un medicament pentru a-ți prelungi existența. Nu se poate așa ceva. Cât contează genetica și cât contează acești factori de risc de care ați menționat? S-au făcut o serie de studii. De exemplu, un domn din Statele Unite ale Americii, care nu este medic, este biolog, domnul Dan Buettner, prin anii 60 a început studiile acestea și a constatat că la nivel mondial există 5 zone pe care le-a numit el zone albastre, și o să vă spun de ce imediat, în care există o proporție foarte mare de nonagenari și centenari, adică persoane care au peste 90 de ani, 90 și 100 de ani. Și a început să studieze care sunt factorii care favorizează această existență prelungită. Și nu numai prelungită, ci starea de sănătate. Și a observat că, apropo de ce mă întrebați, cam 20, maxim 30% răspunde genetica de această chestiune. Deci aproape 80% este responsabil altceva sau sunt responsabili alți factori, că nu e numai un factor. Sigur că expunerea la factori de mediu care sunt de tip poluanți, radiații ionizante și o serie de alți factori, stresul și stresul pozitiv, dacă e prea mult, nu este favorabil. Dar mai ales stresul negativ, pe urmă, diverse alte probleme legate de stilul de viață pot să contribuie negativ la supraviețuire. Dar ce a constatat domnul respectiv, domnul Buettner, că în cele 5 zone în care oamenii trăiau mult, cronologic mă refer, a văzut că există niște particularități comune. Adică desfășura activitate fizică în grădină. Adică nu o activitate extrem de intensă. Sau extenuantă. Moderată, da. Nu extenuantă, cum spuneți dumneavoastră. Moderată, dar și dublată de consumul unor fructe și legume proaspete din propria grădină. Acest este un lucru foarte interesant și important de înțeles. Dacă ne uităm și în experiența noastră, din țara noastră, vedem că persoanele care trăiesc în mediul rural și care desfășoară activitate fizică la câmp, de exemplu, dacă sunt obișnuite să cosească iarba în fiecare zi, o să poată face acest lucru și până la 89 de ani, fără să fie probleme. Și ne mirăm de ce. Ne mirăm în ghilimele. Acest stat pe scaun nu este bun, din păcate. În civilizația modernă suntem într-un fel forțați, presați să devenim sedentari. De ce? Nu avem timp. Adică nu urcăm pe scări până la etajul 5 sau 6. La liftul durează mai puțin. Trebuie să ajungem la serviciu. Dacă durează drumul pe jos 2 ore, nu mergem. Și dacă durează o oră, nu mergem. La mașină. Da. Deși tocmai am venit acum cu o mașină și am văzut că stai în trafic. Adică până la urmă te gândești că dacă ai merge pe jos, nu ai stat atât de mult timp în trafic, nu te-ai enervat. Adică vă dați seama, crește și stresul în momentul staționării, când vezi că e așa aglomerație. Până la urmă, ca să repet acest cuvânt, această expresie, trebuie să desfășurăm un efort fizic care să fie adaptat fiecăruia.
De exemplu, chiar și dansul la persoane care sunt cu vârste foarte înaintate și care nu mai pot să desfășoare alte tipuri de eforturi fizice, este un efort fizic foarte bun, are multe avantaje, în afară de faptul că reprezintă socializare. Adică ești într-un colectiv, într-un grup, dansezi cu altcineva, dansezi împreună cu alte persoane, mai faci o pauză, mai schimbi idei, impresii. S-a constatat că s-au făcut studii în acest sens, adică nu spun numai așa niște idei fără o verificare practică. S-au făcut studii în acest sens, s-a constatat că dansul pentru persoane de 85-90 de ani, care nu au desfășurat activitate fizică și care doresc să reia activitatea fizică, este o opțiune foarte bună. Din multe puncte de vedere, cum vă spuneam. Contează și starea psihică și mai ales pe cine avem în jurul nostru. Observăm din ce în ce mai mulți vârstnici care rămân fără partenerul de viață și ușor, ușor se sting și ei. Da, aici este o nuanțare, o chestiune diferită. Este foarte important ca o persoană în vârstă să fie într-o colectivitate de tip familie. De ce? Pentru că apare empatia, adică apare așa legătură sufletească între membrii familiei, care nu poate fi înlocuită de o persoană care asigură îngrijirea, chiar dacă este profesionist de bună calitate. Acea empatie nu poate fi înlocuită, din păcate. Nu fără neapărat la pensie, că nu asta e important până la urmă. Pensia este, e adevărat că și asta e o problemă foarte importantă pentru vârstnici, că veniturile sunt foarte mici. Dar, dacă avea un sprijin din partea generațiilor mai tinere, un sprijin nu neapărat financiar, cum vă spun. Emoțional. Ci, exact. Adică acea apropiere, acea legătură între părinți și copii, care e estompată, ca să folosesc un eufemism, de distanțele astea foarte mari. Nu mai poate fi o legătură directă. E adevărat că acum avem la dispoziție o serie de mijloace multimedia, da, să ne vedem, să vorbim. Nu e același lucru. Nu e, fără nădare, nu e același lucru. Adică nu poate fi înlocuită relația. Folosească astfel de mijloace pentru că au motivație. E important să ținem cont de aceste sfaturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări. Și vreau să vă reamintesc că a apărut și revista Longevity, aici unde veți găsi extrem de multe subiecte care să ne ajute să trăim mult și bine, dar mai multe detalii despre discuția pe care am avut-o mai devreme cu domnul profesor o să le găsiți aici în revista Longevity, în noul număr al revistei. O să vedem care este legătura dintre longevitate și moștenirea genetică, o să vorbim despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și o să ne mai lămurească domnul profesor și despre secretul tinereții fără bătrânețe al longevității, dar fiți atenți că nu există numai un secret, ci sunt mai multe. O să le găsiți pe toate aici în paginile revistei pe care o veți găsi la toate punctele de presă. O să discutăm și despre râs, care este extrem de important atunci când vrem să trăim mult și bine. Avem și dieta antistres, avem și hobby-urile care ne ajută să trăim mai mult. De exemplu, o să vă zic unul dintre ele, este să lucrăm în curte și să mâncăm din ceea ce noi avem acolo și la care muncim în fiecare zi, astfel încât să punem în farfuriile noastre. Deci noul număr al revistei Longevity acum pe piață, o să găsiți foarte multe lucruri interesante aici, așa că până data viitoare, sănătate multă!